Accident grav la Sângerei, un cuplu a ajuns pe patul de spital după ce mașina în care se aflau s-a izbit în poarta metalică a unei gospodării. Accidentul a avut loc în seara zilei de 26 ianuarie. Potrivit poliției, șoferul de 44 de ani care conducea un Volvo a pierdut controlul asupra volanului. Automobilul a derapat de pe traseu și s-a izbit într-o poartă metalică. Din imagini putem observa cum mașina lovește puternic poarta și ajunge în curtea unui gospodar. În urma impactului, conducătorul auto, dar și soția acestuia de 31 de ani au fost transportați la spital cu diverse traumatisme poliția a deschis un dosar penal pentru stabilirea tuturor circumstanțelor